Se vorbește despre faptul că 2020 ar fi fost un an pierdut pentru educația din România. Sunteți profesor, cum vedeți lucrurile? A fost într-adevăr 2020 un an pierdut pentru educația din România? Da, a fost un an pierdut pentru generațiile actuale și pentru educația din România. Prin prisma incapacității autorităților în a gestiona adecvat pandemia, raportându-ne la acest domeniu al învățământului. Nu s-au pus bazele unei digitalizări adecvate și s-a ajuns la situația în care toată lumea critică tableta. Nu e vorba despre asta. Noi n-am făcut digitalizare. Adică să dai unui copil tableta sau accesul la WhatsApp sau alte chestiuni nu înseamnă să digitalizezi procesul educațional. Deci clar nu am făcut lucrul acesta. N-am investit în pregătirea profesorilor, n-am discutat cu elevii. Adică aproape tot ce a fost făcut a fost eronat. Avem proiecte, programe europene blocate tocmai pentru că n-am fost în stare să le implementăm. Sper ca generația actuală să nu fie o nouă generație de sacrificiu. De aceea, de exemplu, m-aș gândi la modul în care pot recupera acest decalaj de formare prin cursuri dedicate, inclusiv cu bani europeni, cum s-a și propus. M-aș gândi la crearea, adaptarea programei școlare, la modificarea examenelor naționale pentru a fi adaptate noului proces, poate la școli de vară sprijinite în sensul acesta. Adică sunt multe lucruri care trebuie făcute. Înțeleg că se ia în considerare inclusiv ca sâmbătă să fie organizate cursuri. Ar putea fi o soluție? Ar putea inclusiv acest lucru să fie o soluție. Important este cum redeschidem școlile, unde suntem în prezent. Ori eu n-am văzut un diagnostic al situației actuale. Care sunt zonele unde copiii au rămas în urmă? Unde au rămas în urmă? La matematică, la română, la engleză? Cum putem recupera? Care este parcursul recomandat în sensul ăsta? Inclusiv, culmea, în rapoartele pe care România le trimite la Uniunea Europeană de privind educația, spune că totul este ok. Adică asta este lucru care pe mine m-a surprins cel mai mult în ultimul an. Ministerul Educației trimitea tot timpul la Bruxelles date fantastice. Adică nu aveam copii care n-aveau acces la educație. Deci în acte educație. Stăm bine. În acte stăm perfect, tot timpul stăm perfect. Zici că, nu știu, trimiteam documentele la cineva să le corecteze și doar să nu luăm o notă proastă. Ori scopul nu era asta. Scopul era să accesăm banii europeni corectând o problemă pe care noi o întâmpinăm. Ori despre asta este vorba. Să avem această analiză, să fie publică și să pornim de la datele reale. Adică situația reală, eu am fost în multe școli din țară și din rural și am vizitat elevi, am discutat cu profesori. Da, situația reală e dezastruoasă. De sincer, este dezastruoasă. Adică atât timp cât am întâlnit cazuri și vă dau un exemplu. Eu am creat-o împreună cu mai mulți parteneri. Prima tabletă educațională românească, am distribuit câteva mii în toată țara. A fost un demers în care am crezut și am întâlnit situații și vă dau un exemplu chiar la mine în Alba. Era o familie cu 3 copii. Pentru că aveau un telefon mobil, nu puteau să primească tabletă din programul guvernamental, pentru că acolo scrie dacă familia are un dispozitiv conectat la internet, nu poate să primească. Și pentru că aveau un singur telefon mobil conectat la internet, cursurile se făceau prin WhatsApp, ceea ce nu mi se pare normal, dar oricum, copiii trebuia să facă pe rând și mama trebuia să decidă care copil în ziua respectivă face școală și au decis ca fata care avea vârsta cea mai înaintată, care avea și rezultate școlare bune, să frecventeze orele online mai mult decât ceilalți copii, sperând ca cei de o vârstă mai mică să recupereze ulterior. Asta este lumea reală în care trăim, adică nu putem să fugim de aceste realități pe care le regăsim în toată țara.